Așa arată cicoarea. Gâza asta care cântă prin toți copacii vara. Când lucrez cu pământul, găsesc și așa ceva. Sau reușesc să prind, mai bine zis. Deci ea este faimoasa cicoare. Cângania care cântă toată vara prin copaci. Care ați auzit sunetul și nu știați cum arată, e bine, asta e. E preferata păsăricilor. Aleargă câte 5, 6, 7 păsărici după câte una, până nu reușesc să o prindă. Faimosul aliment al păsăricilor. O ador. Dacă aleargă atâtea după câte una, clar este preferata lor. V-am spus, scuzați aspectul, dar vin de la câmp. Asta, dacă îi dau drumul, n-are nicio șansă. În maxim jumătate de oră va fi haleala păsăricilor. Pentru că de obicei e atât de rapid încât nu stă să o prinzi. Nici măcar să o descoperi, cum simte că ai dat de craca ei, pe unde este, gata, zbor. Dar acum se pare că e una, cred că, bolnavă sau bătrână. Dar nu e capabilă să zboare. Care atunci când încearcă să zboare, se dă cu cracii în sus. Deci e clar că are o problemă. Mai mult ca sigur va fi filmată pentru ultima dată în viață. Imediat ce îi dau drumul va fi mâncată de orice rândunică, păsărică. Pentru că ea nu mai e capabilă să zboare, ceva are. Deci asta este faimoasa cicoare. De cântă toată vara prin curțile noastre. Mă, nu fă bă nebuna. După ce că te mai țin în viață câteva minute, până să te dau afară să devii pradă păsăricilor, te fac vedetă. Vedetă pentru cei care nu cunosc sau n-au văzut, chiar dacă au auzit, n-au văzut cine scoate sunetele astea în natură, prin pomii noștri.
a venit vremea să-i dăm drumul. Chiar dacă spun ăștia că e bine să mâncăm insecte, să trecem pe alimentația de genul, niciodată în viață. Niciodată nu voi mânca greier sau insecte. Așa că zboară micuțul și devine o masă cuiva. Nu a mea. E clar, e bolnavă, nu o să mai supraviețuiască până de seară, va fi găsit. V-am salutat, prieteni!